Victorie cu orice scor e mesajul lui Iordănescu înainte de meciul de acasă cu Belarus. Românii de la Națională tremură la gândul că România ar putea fi pedepsită din nou de UEFA. Victoria de acasă cu Belarus e obligatorie, crede Iordănescu, mai ales după ce viitoarea adversară a României a fost spulberată de Elveția cu 5-0. Belarus și-a amenajat titularii, spune Iordănescu. E de gândit de ce a ales Belarus această strategie. Poate a considerat că sunt șanse oricum minime cu Elveția, poate sunt încrezători că pot produce un rezultat mai bun la București. Ați luat 5 goluri de la Elveția, vă așteptam că puteți lua totalitatea și de la România? Da, mi-a propustili 5 golov, no. Завтра буде новий день і нова гра. Romania n-a pierdut niciodată contra Belarusului. Ne dorim să luăm 3 puncte și cu Belarus ca să avem începutul pe care îl doream. Române ne включали на полную игру. Din cauza incidentelor din tribune de la meciul cu Andorra, România riscă să fie pedepsită și să joace fără spectatori. Ar fi o lovitură mare pentru noi să jucăm fără suporteri. Și fac apel la ei să ne fie alături, dar să ne rămână alături. Să nu se autoelimine pentru că ne va fi în fine mai greu fără.